găsit, doamnelor și domnilor! Vă mulțumesc că ne primiți în casele dumneavoastră și, din păcate, în această seară trebuie să încep cu un soi de bombă extrem, extrem de negativă. Și anume, în foama aceasta de bani, sunt indivizi din statul român și mă refer aici în mod direct la șeful Casei Naționale de Pensii, care tolerează din nou abuzuri. Așa cum v-am arătat, poate mai țineți minte în cazul domnului Din, în urmă cu 2 ani, i-au tăiat pur și simplu pensia după ani în care a încasat-o. Pentru că n-ar fi avut niște acte în regulă, dar nu-i vina dânsului. Și nici nu știe nimeni cu exactitate ce acte ai nevoie, pentru că acele acte ale fabricilor de demult nu mai sunt în momentul de față. Ceea ce încerc să spun că acest caz al domnului Din se repetă, din păcate, în momentul de față, cu buna știință a celor care decid lucrurile astea, doamnelor și domnilor. În mod oficial se spune așa, prin recalculare nicio pensie nu va fi tăiată. În urmă cu puțin timp, la Prahova, o doamnă a primit decizie de recalculare după 12 ani și a văzut că are punctaj mai mic și vreo 3 milioane în minus. Asta o punem în contextul în care depinde cum vrei să-ți acoperi gaura la buget. Vrei să-ți o acoperi așa? Dacă nu vrei să-ți o acoperi așa, ia o decizie. Nu-i pune pe cei mai săraci să sufere. De asemenea, doamnelor și domnilor, o să vă arăt și intervenția președintelui Iohannis în povestea aceasta cu noile taxe, noile reguli, noile chestiuni care schimbă viața salariaților, firmelor, tuturor celor care produc în această țară. Și la fel de important, o să vedeți un interviu exclusiv în această seară, adevăratul motiv pentru care România nu este primită în Schengen. Iar în privința zilelor groaze, e bine, o anchetă explozivă, o să vedeți cum s-a regrupat mafia în Ilfov. Și domnul Savu va da detalii extrem de importante în această seară, de aceea îl salut pe domnul Savu. O să-i salut și pe ceilalți invitați, dar vreau mai întâi să vedeți poziția președintelui Iohannis apropo de aceste măsuri, de situația gravă în care ne aflăm, după care o să vă arăt cazul uluitor de la pensii. Bun găsit tuturor, dar președintele Klaus Iohannis a purtat mai multe discuții cu cei din coaliția de guvernare până când acest proiect care vizează măsurile fiscale a fost definitivat. Ei bine, din informațiile pe care le avem, șeful statului a trasat niște linii clare și anume guvernul trebuie să facă tot ce ține de el pentru a aduna mai mulți bani la bugetul de stat. Nu vorbim doar despre acea gaură la buget care trebuie acoperită, ci și despre cheltuielile statului cu pensiile și salariile și știm foarte bine, toate aceste cheltuieli sunt tot mai mari de la o lună la alta. În același timp s-a discutat foarte mult despre deficitul bugetar care trebuie redus. Șeful statului a transmis guvernului că este de neimaginat ca țara noastră să piardă banii europeni. O astfel de decizie riscă să arunce efectiv țara în incapacitate de plată. În tot acest context, o reacție publică cu privire la situația economică a țării a venit din partea lui Cosmin Marinescu, consilierul președintelui Iohannis. Ei bine, acesta transmite că în baza pachetului fiscal, datoria publică a țării trebuie să scadă până la 46% din produsul intern brut și în același timp Cosmin Marinescu trage și un semnal de alarmă și spune că una dintre cele mai mari provocări o reprezintă acum consolidarea finanțelor publice. Da. Adică să înțelegeți cât de gravă este situația în acest moment. Rare ori îl vedem pe, sau l-am văzut pe Klaus Iohannis reacționat într-o astfel de chestiune și prin vocea consilierului ce aflăm? Incapacitate de plată, adică e risc și să reducem datoria la 46%, noi fiind undeva la 50%. Și prima reacție, doamnelor și domnilor, vreau să iau de la domnul Ficiac, după care îl salut și pe profesorul Coșa, de asemenea Alice Drăghici, și Bogdan Jelea împreună cu noi, dar domnule Ficiac, adică vine Klaus Iohannis dintr-o reuniune de la ONU și transmite asta prin vocea consilierului său.
Bun, eu ce pot să zic? Observ că și instituția prezidențială, ca și alte instituții din patria noastră, ușor, ușor se transformă în instituții de sondare, de analiză, de făcut tot felul de statistici, cum avem și pe la poliție, pe la astea, unde ne arată câte clanuri, câte alea sunt, dar nu știu ce... acțiunea a avut președintele în acești cât 9 ani, aproape 9 ani, da? Referitor la politicile fiscale, l-a făcut Consiliul Suprem de Apărare a Țării referitor la marile probleme, evaziunea fiscală, corupția și așa mai departe, unde problema cu regimul proprietății și așa mai departe, unde se sifonează bani în neștire, da? Și unde, într-adevăr, România fiind o republică semiprezidențială și președintele fiind cel mai puternic om din stat, și o spun asta pentru cei care spun, da, ce putea să facă președintele? Nu, președintele putea să facă foarte multe acțiuni în ideea de a identifica amenințările la siguranța națională, de a vedea unde sunt marile sifonări de bani, de a aduna... de a face Consiliul Suprem de Apărare a Țării și de a cere măsuri interdepartamentale, interdepartamentale, interministeriale, iar dacă oamenii politici nu vor, el fiind alesul poporului, poate să iasă și să spună, domne, ăștia nu vor, uite unde se fură banii, uite ce se întâmplă, oamenii ăștia nu vor. Asta mai ne arată un lucru de pe mesajul președintelui, domnule Coșa, că s-ar putea ca acea pungă să fie ajuns... să se strângă prea tare, să fie ajuns noi la fundul sacului și să nu uităm că luni, când teoretic trebuie să intre pachetul acesta pentru răspunderea, pentru asumarea răspunderii guvernului în Parlament, nu știu, să ne trezim că suntem în dezastru. Nu știu exact unde, oricum o să vă arăt după aceea ce li se întâmplă pensionarilor din țara aceasta și poate mai vedem pe Jeffrey Franks din 2009, când a venit el aici cu pantoful lui rupt de la femei. Nu știu dacă o să pățim la fel, dar dacă l-aud și pe consilierul prezidențial vorbind de incapacitate de plată, adică mi se pare că e foarte grav. Să rămână acotată și vă mulțumesc pentru faptul că vă interesează opinia mea. Deodată s-au trezit toți că e în situația foarte gravă. Inclusiv președinte, deodată vorbește despre lucruri pe care să nu l-a interesat plăcuta. Mă rog, fără modestie, vă spun că am fost primul care am anunțat că suntem în pericol de a intra în incapacitate de plată. Uite că lucrurile astea sunt recunoscute acum. La Cotroceni există un eminent profesor de economie, un economist de mare valoare, domnul Marinescu. Domnul Marinescu, ceea ce spune, este un lucru foarte, foarte important, și anume că trebuie neapărat să reducem datoria publică. Nu putem să reducem deocamdată. Nu putem. Pentru că aceste măsuri pe care guvernul le ia, prin așa zisa reformă fiscală, sunt de fapt niște măsuri de suprafață, care nu au niciun efect. Efectul este distrugerea economiei. Aceste măsuri care vor strânge acum niște bani, așa ca la trăierat, mai strângi câțiva saci cu greu și îi pui în magazie, au efect negativ în totalitatea lor pe termen mediu. Nu pe termen lung, pe termen mediu, economia va fi în pericol. Și economia în sens de mediu de afaceri și economia în sens de cetățean. Pentru că aceste măsuri nu sunt judecate. Nu sunt judecate în perspectiva efecturilor pe care le au. Ele subminează esența economiei românești. Tezaurul pe care îl avem din punct de vedere al potențialului economic este subminat. De unde se ia bani statul atunci ca să facă ceea ce ar dori să facă? De la împrumut. Se împrumută iară. Deja s-a împrumutat acum o săptămână, acum 10 zile. Se împrumută în continuare. Cu aceste împrumuturi duc până la urmă la o dobândă imposibil de susținut, deci la incapacitate de plată. Mare atenție! Dacă Marinescu, profesor Marinescu, spune lucrul ăsta cu informațiile pe care le are, top de informații, înseamnă că lucrurile sunt într-adevăr foarte, foarte grave. Atunci când se vorbea pe surse că domnul Marinescu ar putea fi ministru de finanțe, m-am bucurat enorm, pentru că acest om putea să echilibreze acum câteva luni sau acum un an finanțele țării. Acum, cu oameni care vin acolo și vorbesc fel de fel de lucruri, amatori în economie, o spun fără să mă jenesc, amatori în economie, nu putem să rezolvăm lucrurile decât
prin împrumuturi. Vom continua să ne împrumutăm și de acolo acest pericol al creșterii datoriei publice. Marele păcat, domnule Coșa, și dați-mi voie să vă prezint următorul caz, este că cei mai slabi, cei mai săraci ar putea plăti în chestiunea asta și eu sper ca cineva să se trezească la conducerea Casei Naționale de Pensii și să nu repete ceea ce au făcut la finalul mandatului doamnei Turcan, adică au lăsat un om fără pensie. Și o să vă prezint chiar acum. Iată imaginile. Se întâmplă cu doamna Dănilă Florentina din Prahova. O să vedeți cum în urmă cu mai puțin de o lună, de fapt câteva zile, primește această decizie argumentată de la Casa de Pensii. Recalculare, doamnelor și domnilor, știți când mesajul public este prin recalculare nicio pensie nu se taie. De unde îi scade punctajul, cum vedeți acolo, de la 1,62 la 1,43. Motiv pentru care doamna nu mai încasează 2800, încasează 2500 de lei. Doamna Dănilă, chiar acum în direct cu noi și mai are un efect toată povestea asta, că trebuie să dea banii din urmă. Bună seara, doamna Dănilă, când ați văzut decizia de la Casa de Pensii, ce ați făcut? Păi ce să fac? Bună seara la toți invitații dumneavoastră. Ce să fac? Mi-a gândit rău. Când am văzut că mi-a tăiat în pensie și după toată treaba asta mai trebuie să dau încă 300 de lei lunar pentru a achita o sumă de 10.000 de lei. Ce vină am eu că cine mi-a socotit mie? Eu am făcut, mi-a făcut dosarul acum 2011 și acum am zis că eu am făcut cerere de recalculare. Eu nu am făcut nicio cerere de recalculare. Eu îmi prezic o decizie că mi s-a taie pensia. M-am dus la casa de pensie. Era un domn cu mustăcioare acolo. Mi-a spus, cine este de doamnă, că vă vine o notificare acasă. A stat o săptămână, a stat două, a stat trei. Pe 12 septembrie, când mi-a făcut pensia, am văzut că pensia e tăiată. A doua zi m-am dus la casa pensiei. Mi-a zis să vin voi în urgență la domn director. Domn director, un om de bună credință, s-a dus, mi-a luat dosarul, mi-a zis să aștept la ușă și m-a chemat înăuntru, mi-a zis, doamnă dragă, zice, vi s-a tăiat pensie. Și mai aveți de plată încă 10.000 de lei. Păi, domnul director, să poate așa ceva, am muncit 40 de ani, 8 luni și 19 zile. Am 3 calificări pe cartea de muncă. Strungar, am muncit 10 ani. Lăcătuși și vulcanizator. Și poate să-mi tăiesc în pensii să ajung cât un asociat, un întreținut de ăsta? Deci, da, să poate. Și nu sunteți singura. Păi nu sunt singura, asta e problema, doamnă, și îl salut și pe domnul Viorel Călin, șeful Casei de Pensie din Prahova, pentru că, de fapt, noi la ce am asistat, doamnelor și domnilor? S-au informatizat, ați văzut, au angajat 1.000 de oameni în plus să informatizeze tot. Da, e bine să informatizăm, dar dacă informatizăm ca să tăiem pensiile, pentru că eu... Alături de specialiști în pensii de ani de zile, vă spun, sunt sute de mii de pensii în cazul la fel ca în cazul domnului Din, ca în cazul doamnei de la Prahova, pentru că actele au fost varză la nivelul acelor societăți de arhivă. Domnule Călin, explicați. Și vreau să vă mai spun ceva. Imediat, stați să-l ascultăm și pe domnul Călin, după care o să avem și reacția Ministerului Muncii, ca să înțelegem cine spune adevărul. Că nicio pensie nu se taie prin recalculare sau... Eu am zis că la dumneavoastră a zis în emisiune că nu se taie pensiile. Păi da, exact. O să vedem și reacția. Mi-a zis ceva care nu pot să mă pune în ok, domnule Călin, explicați. Dânsa s-a pensionat acum 12 ani și acum în septembrie 2023 i-ați tăiat punctajul. De ce? Bună seara, mulțumesc că mi-ați dat ocazia să fac și eu câteva precizări. Într-adevăr, doamna a fost joi în audiență, am stat de vorbă. E un caz care, din păcate, e regretabil, dar aș vrea să precizez un lucru. După ce a plecat doamna din audiență, fiindcă nu puteam să stăm nici noi liniștiți, că era totuși o sumă destul de mare, am analizat cu atenție dosarul și decizia pe care încă doamna nu a primit-o, fiindcă am făcut-o luni, este de anularea acelui debit, fiindcă există un act normativ
care prevede că oamenii pensionarii sunt scutiți de plata acestor sume dacă nu este vina lor. Doamna a ieșit la pensie în anul 2011 și, din păcate, la preluarea datelor și introducerea la rol în aplicația de calcul a pensiilor, a primit un punctaj care nu trebuia pentru că a lucrat în grupă de muncă, mai mare decât ar fi avut dreptul. Toate aceste lucruri au condus la diminuarea pensiei cu 300. Da, dar de ce ați făcut-o acum? Asta e întrebarea. De ce în 2023? Noi tot timpul verificăm dosarele prin sondaj sau cu ocazia auditului. Domnul președinte, spuneți adevărul. Acum, că mi-a spus la telefon astăzi, acum mi-ați băgat partea informatizată în sistem. Deci, ieșirea doamnei la pensie a fost în 2011, exact când s-a implementat noua lege, legea 263. Vă dați seama că toată trecerea asta de la legea 19 la legea 263 înseamnă armonizarea legislației cu aplicațiile pe care noi lucrăm. Din păcate, se mai întâmplă și erori. Sigur, domnul președinte, ce s-a întâmplat în august 2023? Ați informatizat, i-ați luat dosarul la mână, l-ați făcut în sistem informatic, ați văzut că nu concordă actele și i-ați recalculat în minus. Corect? I-am recalculat, așa este, dar noi trebuie să ne asigurăm că toate pensiile sunt calculate și plătite corect. În esență, doamna, sigur că acum nu e frumos ce îi se întâmplă, dar i-a scăzut pensia, dar cu 314 lei. Dar asta este pensia pe care doamna ar trebui să o primească. Păi, ar fi trebuit, de fapt, de la bun început să o primească. Da, și mulțumesc. Nu o să recuperăm acești bani, dar trebuie să fie pregătită pensia și să fie cea corectă care trebuie păi să o primească. Păi da, dar una e să spui că... Mulțumesc, domnule președinte. Una e să spui că prin recalculare nu scazi nicio pensie și alta, să lași un om fără pensie, cum a fost cazul domnului Din. Și în momentul de față vedem cu o altă doamnă pățește așa. Ea a ajuns la noi la televiziune, dar câte alte persoane nu ar fi în această situație? Iar eu vă spun că de la specialiștii caselor de pensii știu că sute de mii de dosare sunt în situația asta. Adică dacă vrei să tai sute de mii de pensii, tai sute de mii de pensii. Doamna Alice Drăghici, cunoașteți clar cazul domnului Din, că a fost pentru că am discutat cu dumnealui, m-a și contactat telefonic, deci omul era la fel ca și doamna încadrat într-o grupă de muncă, pentru că grupele astea au generat un real haos în sistemul de calculare a pensiilor. Doamna a muncit însă 40 de ani. I s-a stabilit o altă grupă de muncă decât i se cuvenea, probabil grupa 2 sau așa ceva, și nu era în grupa 2 de muncă. De aici această diferență a apărut acum la recalculare. Domnul președinte Călin de la Casa Județeană de Pensii a făcut un act de dreptate, într-adevăr. Și e foarte bine că l-a făcut, dar l-a făcut pentru că doamna s-a dus în audiență, a insistat și omul și-a dat seama că are dreptate și măcar nu mai plătește retroactiv. Cum îl domnul pusese Din pe amărâtul de domnul da? Din, pe care l-a pus să plătească din urmă și care nu avea nici vârsta măcar. Doamna, sigur că având 40 de ani vechime, muncă și cotizare peste maximum, care este de 35 de ani, nu mai este într-o astfel de situație. Pensia tot i-a scăzut însă. Adică diferența adică de 300 de lei... Adică trebuie să știm ce vor să facă, că dacă da, vrei deci să vor tai... să regleze tot acest deficit bugetar pe seama celor mai săraci, celor mai amărâți și celor mai năpăsuiți și nevoiași cetățenii României. Ăsta este adevărul. Dacă iei la mână toate sutele astea de mii, spui tu și așa cred că este, de dosare de pensii cu oameni care au ieșit la pensie în urmă cu 10-15 ani și cărora li s-a stabilit greșit grupa de muncă și nu din vina lor, se va ajunge în situația doamnei. Și nu doar că pensia se va recalcula în minus, că este clar că asta se va întâmpla, vor fi puși să plătească și din urmă și nu știu dacă toți președinții de case județene vor avea înțelepciunea domnului Călin măcar să anuleze decizia pentru recuperare. Dar e un bun profesionist. Din păcate, domnul Baciu, care conduce toată casa de pensii și știe de situația asta, nu a făcut nimic pentru a reglementa, că poți să dai o decizie că nu se mai întâmplă asta. Măcar dacă să vrei. Nu le dai oamenilor să moară de inimă, să le dai decizie de recuperare a sumelor. Atâta lucru. Omul poate eventual să înțeleagă greu că și de la 2800 de lei, care e tot o mizerie, să ajungi la 2500, care e mai mizerie, nu e ușor.
Da? Absolut. Pentru un om. 300 de lei sunt bani pentru o persoană singură, eventual, sau la vârsta aceasta. Dar măcar nu le mai da emoția de a fi în situația să dea din urmă. Pentru că nu se poate așa ceva, să-ți bați joc. Oamenii sunt nevinovați. Au făcut cerere de pensionare, au depus toate documentele. Dacă la casele județene de pensii s-a hotărât că e grupa 1, așa au fost încadrați și pensionați, nu e vina lor. Dacă a fost grupa 2, așa a fost și așa mai departe. Dar și asta cu grupele de muncă a fost interpretată atât de subiectiv și nedocumentat și haotic, încât oamenii ăștia absolut nevinovați și necăjiți, mai ales, se găsesc în situația asta, că nu e vreunul cu pensie specială, da? Păi care nu, că la judecător s-a spus asta. Așa, autoritatea de lucru judecată, exact, adică acolo nu mai tem un leuț. Acolo e rezolvată, l-a amărât, asta i-a luat 300 de lei, să moară femeia de inimă. Merg la doamna Silvia Petre, bună seara, doamnă, noastră cunoașteți cazuri de genul acesta. Întrebarea mea e de ce șeful acesta, domnul Baciu de la Casa de Pensii, nu face nimic? Ar trebui să-și dea demisia, adică nu știu, mie mi se pare că le face intenționat să nu dai directivă după atâția ani când știi că ți se întâmplă lucrurile astea. Bună seara dumneavoastră, invitațiilor și telespectatorilor. Doamna Andreea, deci domnul Baciu a promis că prin recalculare nu va scădea nicio pensie. Deci asta a spus-o de fiecare dată când a ieșit la televizor. Deci cazul doamnei prezentat acum, eu am întrebat-o spre dumneavoastră pentru că nimeni nu știa să ne dea un răspuns. Deci nu poate la ora actuală, sunt sute de decizii date în țară în felul acesta. Deci nu știm ce trebuie făcut. Iar ceea ce se întâmplă în continuare, tot așa se recalculează. Adică deci spuneți dumneavoastră... salariatul, pensionarul care este la ora actuală pentru ceea ce s-a întâmplat. Bun. Spuneți noastră, sunt sute de decizii. Asta știu și eu, adică este doar unul din cazuri. Adică să nu spunem că e unul singular. Pe asta apucăm să-l dăm la televizor. Pentru că, repet, cum a spus și doamna Liz Gărghici, documente tâmpite în dosare sunt foarte multe, nu dând vina oamenilor. Care-i mesajul dumneavoastră către Ministerul Muncii, ca după aceea să ascultăm și poziția Ministerului Muncii? Păi dacă nimeni nu se ocupă de noi la ora actuală, doamna ministru trebuie să înțeleagă de urgență să pună legea 127, până nu ne simpă de acedor, până nu ne ducem să ne facă și ucidă ce se întâmplă în România. Pentru că este totale de joc. Legea e votată de atâta timp, este promulgată, pusă în monitor oficial și nu se poate aplica. Pentru noi, pentru pensionar, nu se poate nimic. Probabil că a faptul că la ora actuală și pensionarul se pozav și sunt așa cum sunt și nu pot să acționează. Dar e foarte greu. Vedeți, pe mine m-a costat mii de lei instanțele de judecată până la ora actuală. Nici la ora actuală n-am primit de la înalta curte răspunsul de la acest proces. Da? E de 2 ani pe rol. Deci toate s-au terminat pentru mai și toată, pentru tot. Pentru noi, pentru pensionarii de rând, nici la ora actuală n-am primit răspunsul să mă duc pe el spre CEDO. Nu se poate ce se întâmplă cu pensionarii în România. E mulțumesc că joc la adresa noastră a pensionarilor. Mulțumesc. Acum avem și reacția Ministerului Muncii. Probabil, cum ați aflat, Ministrul Muncii e bolnav de COVID, de aceea intră purtătorul de cuvânt, domnul Raul Giuglea. Bună seara, domnule Giuglea, vă întreb direct, întrucât mesajul public este nicio pensie prin recalculare nu se taie. Avem, cum v-a spus și doamna Silvia Petre, cum vă spun și eu, foarte multe cazuri în această situație. Cum sau ce îi transmite Ministerul Muncii domnului Baciu de la pensie, care tolerează aceste lucruri? Bună seara, doamna Crețulescu, bună seara și invitațiilor dumneavoastră. În primul rând, înainte de toate, vreau să vă mulțumesc în numele Ministerului Muncii și Solidarității Sociale pentru că ne-ați adus la cunoștință această situație. Vreau să vă aducă domnul Baciu, da, ne facem noi datoria. Doamna în cauză va fi contactată chiar mâine dimineață de către reprezentanții Casei Județene de Pensii Prahova, în așa fel încât îi se explice situația. Așa cum explica directorul Casei Județene de Pensii Prahova ceva mai devreme, a fost emisă o decizie de anulare a debitului. Practic, pensionara nu va mai avea nimic de plătit din urmă. Da, și dar i s-a tăiat pensia cu 314 lei. Domnul Giuglea, care e mesajul? Adică continuați să tăiați pensii sau îi spuneți domnului Baciu să-și oprească angajații în sensul acesta?
E important de știut că pensionarii trebuie să rețină că nu vor fi tăiate pensii. Nu alege care va intra în vigoare de menținere a cuantumului cel mai favorabil în calcularea pensiilor. Practic nu va fi tăiată nicio pensie în România. În schimb, vom solicita Casei Naționale de Pensii Publice o situație cu privire la toate aceste decizii de revizuire care au fost emise în ultima perioadă, să avem o imagine clară, o imagine de ansamblu a întregii situații și vrem mai multă rigoare și empatie de la casele de pensii, ca oamenii care trec prin astfel de situații să fie chemați, să fie conciliați. E nevoie de mai multă empatie din partea angajaților și în cât de mult de muncă este în aceste instituții, în această perioadă, însă pensionarul român nu este cel care să fie prejudiciat. Îl mai țineți pe domnul Baciu în fruntea casei, că se pare că dânsul tolerează aceste chestiuni. Îl demiteți sau nu îl demiteți? Pentru că mulți cer lucrul acesta, pentru că dânsul nu oprește fenomenul. Cu siguranță că activitatea fiecărui manager din sistemul public este evaluată în această perioadă. Cu siguranță că și activitatea noastră a tuturor este evaluată. Mulțumesc. Mulțumesc. O concluzie de aici, de la domnul Jelea, după care mergem și vedem ce se întâmplă și cu azilele groaze. Ce concluzie? Adică ce ar trebui? Ai ce decizie politică? Că dacă vrei să tai pensii, decizia tale, politică, tai. Din cât înțeleg eu, poate fi doar una informală, nu poate nu, fi Nu, poți să fii prin lege. Nu le mai recalcula așa. Da, ok, poate fi. Adică nici o pensie nu scade. Sau cum? Poate fi într-o manele informală. Eu personal n-am înțeles această contradicție, poate n-am înțeles eu bine. Eu înțeleg că în acest caz expus de dumneavoastră, acestei doamne i s-a recalculat în minus. Sigur, în temeiul legal, nu zice nimeni că a fost vreun abuz. A fost o greșeală inițială care a fost rectificată ulterior, da? După 12 ani, domnul de la minister a spus că de fapt nu e așa și că nu există, așa a spus dumneavoastră și așa a confirmat și dumneavoastră lui, că nicio pensie nu se taie prin recalculare. Aici văd eu puțin contradicția între... Asta e recalcularea, nu? În cazul ăsta ar trebui, probabil, cum spuneți, într-o manieră instituțională, prin lege, prin ordonanță sau într-o anumită formulă, să se stabilească faptul că nicio calculare nu poate să fie nefavorabilă sumei în plată. Trebuie să faci asta, adică asta ca ministru, ca șef al Casei Naționale cred de Pensii. Cred că ar liniști mulți absolut, seniori. Pentru că situația trebuie să la citeze. La pensiile pe contributivitate. Dacă la restul... Că ăia care au plătit o viață au dreptul să fie bun, așteptăm tratați decizii. Din partea ministrului Muncii, care, așa cum spuneam, deocamdată este acasă pentru că e bolnavă de COVID și, apropo de asta, avem și un breaking news că și un alt ministru din guvern s-a îmbolnăvit de COVID chiar acum. Da, sunt din ce în ce mai multe cazuri. Este vorba despre un alt ministru care anunță că este bolnav de COVID. Bianca Chivu ne explică. Bun găsit! Bună seara, Andreea, bun găsit tuturor! Este vorba despre ministrul economiei, Radu Oprea. Acesta a fost confirmat pozitiv cu coronavirus, în contextul în care, în urmă cu câteva zile, inclusiv ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a fost confirmată cu coronavirus. Iată că vedem din ce în ce mai multe cazuri și în acest context trebuie să precizăm faptul că inclusiv inclusiv premierul României s-a testat împotriva coronavirusului, având în vedere faptul că a intrat în contact cu ministrul Muncii, însă, până în momentul de față, premierul României, Marcel Ciolacu, este negativ la coronavirus, însă, iată că vedem din ce în ce mai multe cazuri de coronavirus și în rândul miniștrilor, până în momentul de față, ministrul Muncii și ministrul Economiei au fost confirmați pozitiv la coronavirus. Mulțumesc! Și acum, doamnelor și domnilor, cum vă spuneam de la început, mafia zilelor se regrupează, aparținătorii bolnavilor sunt bombardați cu imagini în locații noi, teoretic cămine de lux, înființate peste noapte și asta se întâmplă în județul Ilfov, o anchetă realizată cu ajutorul camerei ascunse. Au hamac, totul este pe parter, nimic cu etaj. Balansoar. Oh.
Au două living-uri, unul aici la parter și unul la etaj. Paturile în care au fost filmați bătrânii chinuiți când a izbucnit scandalul din Căminele Grozei sunt identice cu cele din noul azil. Am văzut că mafia se regrupează, încearcă să deschidă azile noi. Mie mi-a trimis poze această doamnă care avea acest cămin. M-a sunat că și-a deschis un alt cămin pentru acești oameni, undeva un voluntari, tot voluntari. Da, și într-o săptămână s-au și mutat, ce mi s-a părut ceva totuși dubios, adică într-o săptămână să obții și acele aprobări. Doamna la care se referă aparținătoarea unui tânăr bolnav din lotul Godei se recomandă medic la Spitalul Universitar și este asociată în afacere cu polițistul care a închetat-o în trecut pe Cristina Dumitra. Iulian Damian a făcut o scăpată pe patroana de azile penale, deși speța era cât se poate de clară. Femeia îi golise unui bătrân contul din bancă folosind un buletin expirat. Eu vroiam un cămin de stat, tocmai să nu mai trăiesc aceste momente așa. Și acest cămin l-a recomandat doamna asistentă socială de la Bălăceanca. Ei eram și presată pentru că îmi spuneau că n-au cum să-l mai țină în spital, că dacă nu, ce mi-l externează și mi-l pune, mi-l lasă la poartă spitalului această doamnă asistent socială. Traiul în căminele Cristinei Dumitra de la marginea capitalei, spre care sunt împinși bolnavii de către asistenții sociali de la spitalul din Bălăceanca, sunt un adevărat chin. O spun chiar îngrijitorii. Nu le dădea să mănânce, aduceam eu de acasă ouă, măsline, mere, nu mai dădea cât o cafea. Păi și ținea nemâncați? Dacă mai vrea și aia mai târziu că omul e nebun, pâine, pigone. Și mă uiteam altă dată că arunca pâinea că să mucigă ea. Am dus eu în seara aia, când a adus, uite așa un castrol mare de varză cu carne, o pâine. Când am văzut a doua zi că una din bolnavele alea a luat pâinea din temberon, mi-a venit rău. Mâncau din temberon? Da. Da, domnule Savu, deci avem dosar la decot. I-au reținut. Mafia se pare că n-a murit. Iată-te că am ajuns după două luni în același punct. Da, Andrei, am informații proaspete. Astăzi chiar se împlinesc două luni de când mi s-au întâmplat mie evenimentele alea în care unii s-au gândit să mă pedepsească că am vorbit la televizor, de la voluntari. Și numai grație intervențiilor tale, procurorii au deschis o anchetă pentru tentativă de omor, adică tu ți-ai făcut datorie și ai pus niște întrebări pe la parchete și atunci s-au gândit și procurorii să se apuce de o anchetă. Da, au durat două luni și nu s-a întâmplat mai nimic, adică nu avem rezultate, se încearcă mușamalizarea lor, s-au intervenit oameni importanți din Pipera, din voluntari, ca să mușamalizeze treaba asta. Dar eu în timpul ăsta m-am apucat de niște anchete personale, așa, cu foștii prieteni ai mei, ofițeri în rezervă, să vedem ce se întâmplă cu mafia asta. Și am date foarte interesante pe care vreau să ți le spun, pentru că făcând publice toate lucrurile astea, oamenii au căpătat curaj și văzând că este un grup care se luptă cu mafia asta din voluntari, au început să vorbească și am constatat că este o mafie generalizată în tot Ilfovul. Adică nu e numai în voluntari, numai că în voluntari se vede cel mai bine, pentru că, fiind ca un cartier al Bucureștiului, acolo au fost foarte multe interese și imobiliare și să le ia casele la oamenii ăștia și banii și pensiile, pentru că afacerea asta cu căminele Groazei au inventat-o niște interlop din București, care au exportat-o în tot Ilfovul. Și în voluntar se vede cel mai bine. Godei este unul care a învățat-o și el ulterior. A fost învățat. Hai să faci și tu chestia asta, că aduce bani buni și e perfectă treaba asta. Ei, în toată povestea asta, acum instituțiile de forță ale statului nu prea își fac treaba, pentru că unul care este anchetat, cum e polițistul ăla, nu mai poți să faci tu o firmă, altă firmă, să o speli pe aia veche și să te apuci să faci aceeași activitate infracțională cu complicitatea celor de la Bălăceanca. Că de acolo îi pescuiește pe cei care au ceva proprietăți în București și îi duce la azile astea ale Groazei. Este o acțiune mafiotă care este în formă continuată. De-aia mă miră foarte tare că în această perioadă a rămas în funcție prefectul de Ilfov, doamna care l-avea pe soțul angajat pe la o firmă de-asta de la azilele Groazei, era doctor domnul, și când a primit de la domnul Ciucă în februarie informarea ce se întâmplă pe la voluntari, l-a scos repede de la azilele de acolo,
dar ea a rămas în funcție. Și toată chestia asta în continuă în Ilfov, pentru că este patronată cumva din voluntari, dar și de interlopii din București. Este foarte grav ce se întâmplă și ar trebui ca să... acum am înțeles că guvernul este foarte ocupat cu măsurile astea, dar domnule, trebuie să mai dea un imbolt, pentru că a făcut treaba asta, vrea să schimbe și legislația și este foarte bine să nu le mai permită la acești infractori să ia 90% din banii care îi obțin, trebuie să îi reinvestească în măsurile sociale de acolo, nu să-i bage în buzunar. Deci este o afacere care ar trebui să ducă la ceva bun. Dar se pare că în momentul de față ei se regrupează. Își dau videoclipuri cu tot felul de condiții bune ca să preia bolnavii. Pentru că bolnavii plătește și statul, plătește toată lumea și le ia și pensia, le ia și casele până la urmă. Da, asta este situația. Breaking news chiar acum. Ei bine, doamnelor și domnilor, adevăratul motiv pentru neacceptarea României în Schengen, Dragoș Damian, chiar acum în direct cu noi. Bună seara, domnule Damian, ați venit cu o postare extrem de interesantă. Până acum am înțeles noi că nu vrea Austria, nu vor rușii, nu vor ăia, dar înțeleg că de fapt sunt rutele comerciale. Explicați! Cel puțin 1000 de miliarde de euro, rute comerciale vin de la fabricile lumii, China, India, ele se întâlnesc apoi cu rutele comerciale ale tancurilor petroliere care vin din Arabia și care merg prin Mediterana și ajung și descarcă în Europa de vest. În momentul în care România, de acolo vin cu transportul rutier, transportul feroviar către toată Europa de vest. În momentul în care România intră în Schengen, toate aceste rute maritime se mută prin Marea Marmara în Marea Neagră. Nu toate, o parte dintre ele, evident, dar din ce în ce mai mulți și transportatorii rutieri din România vor aproviziona Europa și reconstrucția Ucrainei, pentru că ne așteptăm la sute de milioane de euro reconstrucția Ucrainei. Când va începe? Pentru că va începe. Deci gazul din Marea Neagră, petrolul, gazul din Marea Neagră este mărunțiș, dacă vorbim de câteva miliarde de euro, față de deranjul care se face pe mutarea acestor rute comerciale. Este o opinie pe care o am dat-o personal, pentru că cunosc și mai ales după pandemia am aprofundat toate aceste probleme de lanțuri de aprovizionare și am văzut cifre, am văzut tonaje, am văzut containere și se vede foarte clar cum valoarea Mării Negre, mai ales acum cu reconstrucția Ucrainei, va crește foarte mult. De aceea vreau să vă întreb așa, ca să înțeleagă și lumea de acasă. Dacă România și Bulgaria intră în Schengen, și vă rog să-mi răspundeți după 10 secunde, ruta comercială cât costă, adică să duci cu un vapor, nu știu, ceva, medicamente când vă ocupați masă sau altceva, și cât costă așa fără România și Bulgaria în Schengen, îmi răspundeți după 10 secunde. Așadar, domnule Damian, cât costă aceste rute comerciale dacă noi nu intrăm, adică noi și Bulgaria, și cât costă dacă intrăm? Acum, costul pe un container, și vorbim de de milioane de containere care se mișcă, costul pe un container care se descarcă în Europa de vest costă în jur de 10.000 de euro, iar dacă aceste containere vin prin porturile de la Marea Neagră, costă în jur de 7-8.000 de euro. Astea sunt calcule pentru 2022, dar sunt actuale și în acest moment. Deci, cu alte cuvinte, aceste societăți de shipping nu ne-ar vrea acolo. Nu și toată mișcarea, nu. Societățile de shipping vor accepta cea mai rapidă rută, pentru că ei, dacă fac o rută de 50 de zile în loc de 80 de zile, vor face aproape două transporturi prin Marea Neagră. Deci întregul angrenaj, tot acest angrenaj de mișcare de marfă, tot ceea ce noi consumăm, utilizăm, vine din China și India și Țările Arabe. Asta este un lucru știut. O parte din acesta se va devia prin România dacă România intră în spațiu. Și atunci noi câștigăm foarte mult, da, corect. Nu vor mai fi acele canale, nu vor mai fi acele cozi la vămile între non-Schengen și Schengen, iar ruta de ajungere a acestor mărfuri în Ucraina când începe reconstrucția este mult mai scurtă, mai rapidă și mai ieftină. Da,
Interesant. Mulțumesc, domnule Damian. Doamna Alice Drăghici, cum vi se pare? Sigur că e o teorie interesantă. Am serioase rezerve că raționamentul a mers atât de departe și că a fost avut în vedere și reconstrucția Ucrainei, și transporturile maritime, și transporturile rutiere deopotrivă. Este clar că aici sunt niște interese multiple, or fi și astea printre ele. E cât se poate de clar că presiunile sunt inclusiv de la nivelul Uniunii Europene, am văzut și în Parlamentul European și în Comisie, ambele doamne președinte au fost extrem de ferme și par să ne ajute. Premierul a fost și el foarte decis, i-a amenințat pe toți că îi dă în judecată, ceea ce în România este amenințarea supremă că îți face unul proces. Nu cred că Nehammer a fost foarte impresionat de această amenințare. Are suportul lui politic pentru această atitudine fermă. Încă o dată vreau să spun că motivele nici nu știu dacă ne interesează prea mult. Ne interesează finalitatea, faptul că nu suntem în Schengen, faptul că suntem de râsul râsului, oameni care au trecut fiecare dintre noi printr-o astfel de situație, când mergi într-un aeroport, e culoar Schengen și non-Schengen și noi ne înșirăm cu turcii care sigur că sunt și ei frații noștri și cu toți care toți ne sunt frați și stăm la security de ne vine rău și alții trec ca în brânză, care sunt la fel de buni sau răi domnul ca și noi. Jelea? Explicațiile domnului Damian, ca de fiecare dată, sunt extrem de bine argumentate și pertinente în opinia mea. Cu certitudine, întotdeauna, cum spunea și Lenin, există totuși orice element de interes de natură economică are un înveliș de natură politică, precum sunt și aceste decizii. Eu cred în continuare ceea ce am mai spus, faptul că Austria are o problemă reală cu migrația, care nu se datorează neapărat României, cât mai cu seamă Ungarii, cum au spus și ei, dar faptul că Austria poate să facă acest joc este exclusiv rezultatul lipsei oricărei forme de politică externă și de diplomație europeană pe care România s-o fi avut în ultimii mulți ani, aproximativ 19, să fiu mai precis. România avea aceleași instrumente de veto pe care aveau și toate celelalte state și putea în mod legitim să condiționeze anumite decizii de propriile interese, ceea ce nu a făcut, pentru că nu am avut în ultimii 19 ani niciun cap luminat care să stabilească niște linii de politică externă, cel puțin acest parteneriat absolut benefic pentru România, dar de care iată că profităm insuficient. Iar în legătură cu datul în judecată, câtă vreme în tratat și în regulament se prevede că în Consiliul JAI decizia se ia în unanimitate, degeaba dăm o judecată pe oricine. Aveam și eu așa o scurtă observație. O întrebare, dar vă rog, scurt. Da, imediat. Vreau să vă aduc aminte că încă după vremea odiosului dictator și a odioasei dictaturii, portul Constanța era văzut ca un centru al transportului naval, se lege prin canalele respective Constanța de Rotterdam, deci erau niște planuri cu viziune îndelungată, care după aia, mă rog, și cu canalul București-Dunăre și așa mai departe, care după aia au fost abandonate, flota românească, a șasea flotă comercială a lumii, a fost făcută praf, dată pe 2 lei, portul Constanța, șantierele navale s-au dus la unii și la alții. Ba spuneam că olandezii se opun României, că vor să ia șantierele navale și așa mai departe. Una peste alta, nu știu ce a făcut statul român în materie de politică națională în primul rând și apoi de politică externă pentru a-și valorifica toate aceste aturi. Acum, da, poate domnul are și această chestiune. Dar dincolo de războiul ăsta, într-adevăr, pe aici puteau trece o mulțime de rute comerciale, dar depinde în primul rând de România. Absolut, aia... și de politica noastră externă. Haideți să vă mai arăt ceva, că dacă n-avem de-aia, n-avem de-aia, în schimb avem, să spunem așa, ură față de biserică sau față de Arsenie Boca. Reziștii au făcut un film prin care îl ironizează pe acest duhovnic, dar care film a fost astăzi în centrul unui scandal, fiind și interzis în anumite instituții. Iată doar un pasaj, după care avem o intervenție. În apropiere, pe o este o mănăstire foarte mare și frumoasă. Unde este un călugăr cu 18 călugărițe? Părintele Arsenie. Părintele Fabio Marco. Foarte dandy, așa, foarte... Zici că e parizian? El a răspândit zvonul că ar putea face să plouă dacă ar vrea. Cumva părintele m-a ghidat că ăsta e rolul meu. Și de atunci pot să zic că viața mea mi s-a schimbat.
Valentin Guia, chiar acum în direct cu noi. Domnule Guia, nu mi-am imaginat că am ajuns să... Adică de ce să facem asta și să ajungem să interzicem filmul? Adică, mă rog, documentar ce este. Doamne ajută, de la Cluj-Napoca, să vă dea bunul și milostivul Dumnezeu sănătate la toți. Doamna Crăciulescu, nu o să vă comentez din punct de vedere laic, aveți niște invitați dumneavoastră puternic ancorați în cotidianul social și ei o să-și dea cu părerea. Din punct de vedere eclesiastic, bisericesc, dați-mi voie să vă spun, și iarăși nu este o noutate faptul că în ultimii ani de zile asistăm la o luptă continuă împotriva tuturor valorilor bisericești. Și dacă au început cu tainele, amintiți-vă, vă rog frumos, potirul, care este pentru noi cel mai important lucru, cea mai importantă taină din exercițiul bisericesc, iată că au ajuns prin sistemul acela, dictonul latin, divide tempera, să atace toate valorile bisericești care le avem. Nu le convine, Arsenie Boca, că vor unii, că nu vor, că vor să accepte sau nu vor să accepte, este un bun național. Continuăm cu acest subiect, din păcate nu mai avem timp, dar chiar o să insistăm să vedeți de fapt unde s-a ajuns. Le mulțumesc invitațiilor de aici din platou și merg la Victor Ciutacu. Bun găsit! Bună seara, Andreea, bună seara, doamnelor și domnilor. Doar câteva clipe începe punctul culminant al dezvăluirilor. Am o nouă lovitură uriașă de presă, două anchete jurnalistice de amploare în această seară, în exclusivitate de ce tremură iar Gabriela Firea după noua arestare. După mafiotul azilelor a fost arestat și cel al spitalelor. Ce toarnă plută în cătușe despre Gabriela Firea și despre mandatul ei de primar vom afla în această seară, când vom vorbi și despre frăție dintre Gabriela Firea și useriști sunt dezvăluiri uluitoare. În public, Gabriela Firea și USR se atacă vehement. În culise, domnilor și domnilor, s-a ajuns la cărat la bani la pungă. În exclusivitate veți vedea și interceptările DNA care vor zgudui scena politică. Pungi cu șpăci de milioane ale preacuraților în politică. Și o informație de ultimă oră despre schimbarea regimului politic din România. Informații obținute și documentate de veșnicul și eternul Ion Cristoiu. Veți vedea și povestea arestării vedetei de la Șef la Cuțite, noi probe uluitoare, cum își înșela miile de fani care s-au uitau în gura vedetei. Ancheta violului de la partid, domnilor și domnilor, primele înregistrări și super exclusivitatea serii, mama și victima violului mărturii în premieră. Difuzez în această seară interviul bombă. Iar soțiile violatorilor, sau presupușilor violatori, ca să fiu exact, ruptă cerea în exclusivitate la România TV. Veți vedea și documentul medical după partida de sex care s-ar fi transformat în viol, domnilor și domnilor. În prim scandal al violului apare și lumina. George Simion va avea un copil. Și a doua anchetă despre copiii politicienilor care au participat la orgia drogangiilor, filmări explozive care demască fenomenul îngrijorător. Încă o dată insistăm, aveți grijă de copiii dumneavoastră. Cine-i poate nenoroci, aflați în această seară. Rămâneți, merită.